Am văzut din că ați remarcat într-o postare pe pagina noastră de Facebook că la București se poartă mască. În Chișinău nu se poartă mască? Bine, sunt diferite interpretări. Știți, eu am fost și eu criticat o perioadă pentru faptul că inclusiv dimineața am alergat în mască. Era zona în care am avut o situație critică, cum vă spuneam, de luna noiembrie, când 1700, și tot înțelegem că crește această presiune enorm pe sistemul medical, și medicii sunt și obosiți. Și costul cazurilor tratate este foarte scump, de la 20.000 de lei până la 60.000 de lei moldovenești, ceea ce ar fi deci sume destul de mari, da? 1.000 de euro până la 3.000 de euro un caz. Și atunci este foarte complicat să avem această comunicare. Sunt diferite păreri. Iată, de exemplu, astăzi am avut protest pe partea că nu vor părinții să fie copiii în online. Noi înțelegem și noi lucrul ăsta. Eu am și eu copil din clasa 3 care înțeleg că mai mult se scarpină în nas și subțiori decât să stea, deși este un elev foarte sârguincios. E ceva neobișnuit, este foarte, foarte complicat să-l ții la ecranul calculatorului. Vorbim acum foarte sincer, deci, eu sunt sigur că aceste probleme sunt la fel văzute de către ceilalți. Da? Că dacă nu stai deasupra lui, dar ce să faci? Că părintele trebuie să meargă la lucru. Dacă nu merge la lucru, cum să-l lași singur? Și atunci, pentru clasele primare, am zis că poate regândim acest lucru. Grădinițele de copii sunt frecventate, acolo avem o incidență destul de mică, deci 4% pe unele cazuri până în vârsta de 10-12 ani. E greu să împaci toată luna. Și atunci când le zici oamenilor, haideți să păstrăm minimum de siguranță. Credeți-mă, am făcut tot posibil în această perioadă, că noastră suntem la o distanță care ne permite, cel puțin recomandarea medicului, să stăm așa, dar ați văzut, când am intrat eram cu mască. Acum, de ce am făcut acest lucru? Pentru că lumea e supărată și în mod firesc acest lucru este normal că se supără, da? Că activitățile economice, într-un fel sau altul, au de suferit, industria Horeca în general a fost până la urmă, nu știu cum în București, aici chiar n-am reușit să întreb, dar la noi a ajuns la pământ și mulți alții care în mod normal aveau profituri, trebuia să-și trimită angajații acolo în șomaș tehnic sau altceva. E complicat. Și când am făcut referința asta, am zis că, uite, oamenii, chiar eu astăzi am făcut dimineața un cross destul de mare prin București și am fost foarte uimit să văd absolut marea majoritate. Dar există oameni care, unul mai fumează și dar iarăși, o ține masca pe bărbii, nu stă să se bagă în sufletul tău sau a vecinului. Corect. Este și o obligație. Suntem, practic, obligați să purtăm această mască, dincolo de faptul că nu ne protejează și trebuie să fim responsabili atât pentru noi cât și pentru ceilalți. Nu întotdeauna. Știți, nouă ne place să facem referințe la exemplele bune. Și când ajung acasă să încerc să explic, uite, sunt unele măsuri, dar ele nu sunt populare, nu sunt pe plac, nu sunt confortabile deloc, te scoate din zona de confort, din zona obișnuită. Dar în același timp e foarte complicat când ajungi la medic să explici și altceva, că uite cum ai ajuns și nu este loc sau stă ambulanța în rând. Deci cred că este partea noastră de responsabilitate a fiecăruia. Și în zona asta am văzut exemple care sunt foarte dure, de exemplu din Portugalia sau Franța sau Germania sau acești Marea Britanie, Irlanda, am ajuns aici. Unii sunt mai reticenți față de obligațiuni, mai puțin responsabili. Undeva a intervenit poliția. Am văzut, dacă vă aduceți aminte, Italia, ce se întâmpla. Da? Eu cred că să fi fost în Chișinău, avea să avem, cum suntem fierbinți noi așa, moldovenii, foarte multe întrebări. Dar asta e situația. Deci nimeni nu are pastila succesului în această luptă, decât, iată, acum, mai recent, care vine vaccinarea, dar asta ne ia timp, efort, acces, pentru că nu toată lumea are acces. Eu sunt sigur că dacă astăzi ar fi 50.000 de oameni care ar fi gata să se vaccineze în Chișinău, astăzi n-am avea aceste 50.000 de vaccinuri.